Bună seara, România, este ora 18. Eu sunt Irina Gologan. Haideți să urmărim împreună cele mai importante știri ale zilei. Gabriela Firea și Sebastian Burduja vor coordona campania electorală a lui Cătălin Cârstoiu pentru postul de primar al capitalei. În coaliția stabilit și candidații pentru primăriile de sector. Cătălin Cherecheș a fost extradat din Germania și este în drum spre România. Fostul primar din Baia Mare fugise din țară înaintea condamnării la închisoare. Dezincriminarea evaziunii fiscale sub 1 milion de euro este constituțională potrivit CCR, așadar cei care produc prejudicii de până în această sumă vor putea scăpa total de răspunderea penală dacă vor da banii înapoi plus 15%. Legea merge spre promulgare. Dacă vrem să facem pace, trebuie să ne pregătim pentru război, spune președintele Consiliului European. Liderii europeni se vor reuni la finalul săptămânii și vor discuta despre strategia industriei de apărare a Europei, dar și despre extinderea Uniunii. Așadar, Gabriela Firea și Sebastian Burduja îl vor sprijini pe medicul Cătălin Cârstoiu în cursa pentru primăria capitalei. Decizia a fost luată astăzi la guvern, într-o ședință la care au participat și președinții PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Cu detalii se alătură chiar acum jurnalistul Euronews Octav Vasilescu. Bun găsit, liderii PSD și PNL s-au întâlnit astăzi la guvern cu medicul Cătălin Cârstoiu pentru a discuta despre strategia privind candidatura acestuia la primăria capitalei, iar la ședință au participat și președinții PSD și PNL din București, respectiv Gabriela Firea și Sebastian Burduja. Știi foarte bine că cei doi au fost sondați în capitală pentru o eventuală candidatură din partea coaliției PSD-PNL pentru primăria capitalei, dar nu au reușit să strângă suficiente voturi din partea respondenților, astfel că s-a ales această variantă de candidat independent, medicul Cârstoiu, susținut de ambele partide de la putere, PSD și PNL. În replică, Sebastian Burduja și Gabriela Firea au acceptat în urma ședinței de astăzi să susțină candidatura lui Cătălin Cârstoiu și aceștia, prin filialele pe care le conduc, vor trebui să se ocupe de campania acestuia în București, să se asigure că medicul Cârstoiu obține cât mai multe voturi în capitală din cele două bazine electorale, din cel liberal și din cel social-democrat, întrucât se anunță o luptă aprigă pentru primăria capitalei. Deja și-a anunțat candidatura primarul în exercițiu, Nicușor Dan, și de asemenea actualul primar al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a transmis că intre și el în această cursă pentru a câștiga primăria capitalei în acest an. În zilele următoare vom avea și o decizie finală în privința candidaturilor PSD-PNL pentru primăriile de sector. Deocamdată, în urma ședinței de seara trecută de la Palatul Victoria, au decis pentru moment liderii coaliției ca la sectorul 1 să fie numit un candidat din partea PSD, la sectorul 2 un candidat din partea PNL, iar foarte probabil la sectorul 5 candidatul comun al coaliției va fi actualul prefect al capitalei, Rareș Hopinga. Gabriela Firea a primit un post eligibil pe lista de europarlamentari în schimbul susținerii candidatului unic PSD-PNL la primăria capitalei. Anunțul a fost făcut de Paul Stănescu, secretarul general al PSD. Firea, care este șefa PSD București, împreună cu Sebastian Burduja, șeful PNL București, vor coordona campania electorală pentru medicul Cătălin Cârstoiu, desemnat candidatul unic al coaliției de guvernare pentru fotoliul de primar general al capitalei. Gabriela Firea și-a anunțat pe Facebook susținerea pentru toți candidații coaliției și a promis că va lupta pentru a-i scăpa pe București de Nicușor Dan. Am spus că doamna Firea va fi pe listele de la europarlamentar. Între primele poziții? Între primele poziții. Și cine se va ocupa? Ea și domnul Burduja se vor ocupa de campanie? Da, vor fi coordonatori de campanie. Șefii de campanie. Da, la București, din partea PSD, doamna Gabriela Firea, din partea PNL, domnul Burduja. Și sunt mai puțin de 2 luni până la începutul campaniei electorale pentru alegerile locale și europarlamentare, iar formațiunile politice nu se grăbesc deloc să-și anunțe candidații. Asta și pentru că vorbim de două alianțe mari. Pe de o parte PSD-PNL, iar pe de cealaltă parte Alianța Dreapta Unită, așa că negocierile între partide sunt întoi. Colega mea, Arina Delce, a adunat datele pe care le avem până acum cu privire la candidații în câteva mari orașe și în capitală. Bine v-am găsit. Haideți să începem cu Bucureștiul, Primăria Generală. Primarul în funcție, Nicușor Dan, susținut de Alianța Dreapta Unită, îi va avea drept contracandidați pe
probabil medicul Cătălin Cârstoiu, independent, dar susținut de PSD și PNL, Cristian Popescu Piedone, edilul sectorului 5, acum, care candidează din partea Partidului Umanist Social Liberal, și pe Mihai Enache, de la Alianța pentru Unirea Românilor. Rapid ne uităm și la sectoare. La cel mai bogat sector al capitalei, 1, primarul în funcție Clotilde Armand, de la USR, vrea să-și continue mandatul, iar liberalii și socialdemocrații ar fi decis, din sursele noastre, să-l susțină pe deputatul PNL, George Tuță. Sectorul 2, și aici primarul USR candidează din nou, iar din datele pe care le avem noi, PSD și PNL au de gând să-l propună pe deputatul Dan Cristian Popescu. Este socialdemocrat, va fi sprijinit de ambele formațiuni. Sectorul 3, primarul Robert Negoiță va fi susținut în lupta electorală și de PSD și de PNL. De altfel, au decis liderii coaliției să-i susțină în alegeri pe toți primarii de sector în funcție. Vedem același lucru și la sectorul 4, unde socialdemocratul Daniel Băluță intră în cursa electorală. La sectorul 5, actualul primar, Cristian Popescu Piedone, vrea primăria generală, v-am spus, dar îl lansează pentru sector pe fiul lui. Iar actualul prefect al capitalei, Rareș Hopincă, ar urma să candideze din partea PSD cu susținerea PNL. La sectorul 6 e exact invers. Ciprian Ciucu va avea parte de sprijinul PSD. USR mizează pe Mihaela Ștefan. Haideți să vedem ce se întâmplă în țară. Din informațiile de până acum, pentru primăria Iași se vor lupta mai mulți traseiști politici. Actualul primar liberal, Mihai Chirica, a fost înainte social-democrat. Vrea să-și continue mandatul și se va confrunta în 9 iunie cu senatorul USR, Marius Bodea, care a fost până acum PNL. Cei doi s-au mai întâlnit în cursa electorală și la scrutinul anterior. Tudor Ciuhodaru este lider atunci când vine vorba despre schimbări de culoare politică. Este europarlamentar PSD acum, a fost la UNEPR, PPDD. În momentul ăsta este la Alianța pentru Unirea Românilor. La Timișoara se vor confrunta actualul primar USR cu fostul primar liberal Nicolae Robu. Aici se discută în coaliție despre o eventuală candidatură comună PSD-PNL. Asta poate și după ce șeful filialei PSD de acolo, Alfred Simonis, s-a lăudat că a racolat mai mulți primari și viceprimari liberali. La Cluj, primarul Emil Boc s-a discutat o perioadă, să știți, cum că ar putea apărea pe lista de europarlamentare. Până la urmă, din informațiile noastre, ar urma să candideze din nou pentru primărie. Nu avem deocamdată o confirmare. La Brașov, primarul USR, Alen Colibani, va participa din nou la alegerile locale. Oricum, există o decizie generală și la nivelul Alianței Dreapta Unită, toți primarii USR în funcție vor fi susținuți pentru un nou mandat. Ne uităm și spre Sibiu. Primarul Astrid Fodor, de la Forumul Democrat al Germanilor din România, va încerca, se pare, să-și înnoiască mandatul. Sunt niște nominalizări, iată, și din partea PNL și din partea USR. Mergem la Malul Mării. La primăria Constanța, actualul primar liberal, Virgil Chițac, îl va avea contracandidat pe fostul primar PSD, Decebal Făgădău. Au mai fost în ipostaza asta și în 2020. Iar la Craiova, probabil, Lia Olguța Vasilescu va avea în continuare sprijinul PSD pentru primărie. Produsele de bază 17 la număr vor avea în continuare un preț mai mic. Explicația este adausul comercial plafonat până la finalul anului, dar revenim cu detalii în câteva minute. Cătălin Cherecheș va fi adus astăzi în România. Fostul primar din Baia Mare este în drum spre țară. Decizia de extradare a fostului edil a fost luată de tribunalul din München săptămâna trecută. Cherecheș a fost condamnat în noiembrie la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită, dar a reușit să iasă din țară, deși se afla sub control judiciar. Colega mea, Magda Costache, vine cu mai multe detalii. Cătălin Cherecheș va ajunge în această seară în România. El va fi predat de autoritățile din Germania polițiștilor români direct la frontieră. Vom vedea dacă peste noapte va rămâne la cel mai apropiat penitenciar de graniță, adică la Arad, sau dacă va fi trimis direct în București la penitenciarul Rahova. Conform documentelor trimise de autoritățile române celor din Germania, aici va trebui Cătălin Cherecheș să stea în următoarele 21 de zile pentru carantină. La intrarea în penitenciar acestuia îi va fi făcut un control, o percheziție corporală amănunțită, îi vor fi prelevate amprente și îi vor fi făcute fotografii, va fi informat despre drepturile și obligațiile pe care le are și îi vor fi inventariate și bunurile. Ulterior, acesta va fi încarcerat după această perioadă la penitenciarul de maximă siguranță din Aiud. Știm că el a fugit chiar înainte ca instanța din România să se pronunțe, adică pe 24 noiembrie anul trecut, iar la 4 zile după, polițiștii au reușit să-l depisteze și a fost încarcerat într-un penitenciar din Germania, iar acum vedem că este extradat.
Cătălin Cherecheș urmează să fie introdus într-un penitenciar în vederea executării pedepsei. Autoritățile au decis ca fostul edil din Baia Mare să fie adus pe cale terestră și nu aeriană, din cauza costurilor foarte mari pe care le-ar fi implicat cea din urmă variantă. Autoritățile române au stabilit deja un traseu pentru executarea pedepsei. Fostul edil din Baia Mare își va petrece noaptea la penitenciarul Arad, urmând ca mâine să fie adus la Rahova, în București. A fost indicat ca prim penitenciar, penitenciarul Rahova, pentru perioada de carantină de 21 de zile, apoi penitenciarul Aiud, iar ulterior penitenciarul Baia Mare. E posibil însă să fie modificări, deoarece eu cred că atunci când s-a avut în vedere penitenciarul Rahova, probabil s-a ținut cont de o extrădare pe cale aeriană. Acesta își va executa în momentul la care va ajunge în România pedeapsa pentru un penitenciar cu regim închis. Va fi cazat maxim încă două persoane într-o cameră cu o suprafață de aproximativ 19 metri pătrați, suprafață care include și mobilierul aferent. Cătălin Cherecheș își va ispăși pedepsa la penitenciarul de maximă siguranță Aiud. Fostul edil a fost condamnat în noiembrie la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită. Înainte însă, el va trebui să stea în carantină. Cătălin Cherecheș își va petrece următoarele 21 de zile la penitenciarul Rahova din capitală, acolo unde va face carantină. La intrarea în închisoare acestuia îi va fi făcută o percheziție corporală, îi vor fi inventariate bunurile și va fi supus unui examen clinic medical. Cherecheș a reușit să iasă din țară prin vama Petea cu buletinul unei rude, chiar în ziua în care fusese condamnat la 5 ani de închisoare pentru luare de mită, îmbrăcat casual cu o cămașă și cu o geacă pentru vreme mai rece. Așa apare Cătălin Cherecheș într-o fotografie făcută în Germania în seara în care a fost prins. Acesta apare cu urme de sânge pe față în urma procedurilor de reținere, potrivit unor surse din Ministerul de Interne. Urmăritul internațional a fost depistat în seara de 28 noiembrie 2023, tot în urma cooperării polițienești internaționale, dar și a schimbului de date și informații dintre poliția română și autoritățile din Germania, Ungaria, Austria și Italia, atunci când a fost localizat, depistat și reținut de către polițiștii bavarezi și BK în Augsburg. De dare de mită sunt acuzați și socrii lui Cherecheș. Aceștia au fost săptămâna trecută la Tribunalul Mureș, acolo unde a început procesul. Ei ar fi încercat să dea între 50.000 și 100.000 de euro mamei unei judecătoare, pentru ca aceasta să dea o soluție favorabilă în dosarul de corupție al lui Cherecheș. Da, am vorbit, i-am zis de... Și ce-o zis? De ofertă, de... Da. Cu afacerea mea, i-am zis că nu știu exact soldul, 50, 100.000. Îi de acord sau nu îi de acord? Că în ce condiții trebuie să fie mai blândă, cum să... că eu urmează să vorbesc cu ea. După extrădarea lui Cătălin Cherecheș, autoritățile române pregătesc acum și aducerea în țara lui Ionel Arsene, fost președinte al Consiliului Județean Neamț. Acesta are de executat o pedeapsă cu închisoarea de 6 ani și 8 luni pentru trafic de influență. Produsele de bază vor avea adaosul comercial plafonat până la finalul anului. Asta au decis astăzi deputații în calitate de for decizional. Proiectul merge acum la promulgare. Actuala ordonanță expiră la finalul acestei luni, iar lista conține 17 produse care vor avea în continuare un preț mai mic. Tot astăzi, dar la guvern, comercianții au propus premierului Marcel Ciolacu ca micile și marile lanțuri de magazine să fie închise în weekend. Mai multe detalii ale colega mea, Felicia Macaleț. Haideți să o ascultăm. Astăzi la guvern a avut loc o întâlnire dintre reprezentanții micilor și marilor magazine și membrii executivului. S-a discutat despre o propunere ca magazinele să fie închise în weekend după ora 13. Deocamdată este doar o propunere, așa cum vă spuneam, urmează să fie dezbătută și nu s-a luat deocamdată nicio decizie în acest sens. Iar dacă vorbim despre plafonarea adaosului comercial pentru produsele de bază, aceasta va continua până la finalul anului. Proiectul de lege a fost adoptat în plenul Camerei Deputaților cu 194 de voturi pentru. Vorbim despre 17 produse alimentare. Pe listă sunt pâinea, laptele, untul, făina albă, mălaiul, ouăle, zahărul. Se regăsesc și unele dintre cele mai căutate legume și fructe proaspete, dar și două tipuri de carne, carne de pui și carne de porc. Pentru toate aceste produse, până la finalul anului, retailerii nu au voie să aibă un adaos comercial mai mare de 20%. În caz contrar, sunt pasibili de amenzi. Legea urmează să ajungă pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.
Chiar dacă România intră în spațiul Schengen aerian, s-ar putea să mai existe controle la frontieră în cazul copiilor însoțiți. Asociația aeroporturilor a cerut Ministerului de Interne reanalizarea unei propuneri legislative care ar păstra controlele la graniță pentru minori. Colega mea Ioana Nicolescu ne spune care ar putea fi regulile pe care trebuie să le urmeze părinții când pleacă în vacanță cu cei mici, cu avionul. Bun găsit! Dacă va trece această ordonanță de urgență pe care și-o doresc autoritățile, asta ar însemna că dacă ai un copil și dorești să pleci cu el în vacanță, te prezinți la aeroport și va trebui să obții o autorizație din partea autorităților române acolo la poliția de frontieră pentru a putea ieși cu minorul din țară. Mai exact, propunerea prevede că părinții responsabili legali sau persoanele care îi însoțesc pe cetățenii români minori trebuie să meargă în anumite spații special amenajate și semnalizate ca atare în incinta aeroporturilor și porturilor, pentru că intrăm și în Schengen Marin, de unde vor obține o autorizație de călătorie pentru copii. Asta s-ar putea întâmpla după data de 31 martie. Însă Asociația Aeroporturilor din România spune că nu este corect, pentru că nicio altă țară membră a spațiului Schengen nu aplică o astfel de regulă pentru minori. Rămâne de văzut până la urmă care va fi forma legislativă care va fi aprobată de către guvern în cazul în care aceasta va trece și dacă din aprilie încolo părinții, familiile vor avea reguli diferite față de călătorii adulți. Un profesor de sport în vârstă de 45 de ani este acuzat că ar fi agresat sexual o elevă în vârstă de doar 12 ani. Totul s-ar fi întâmplat chiar în incinta liceului din Pitești, în care bărbatul preda. El a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Cu detalii vine chiar acum jurnalistul Euronews, Andrei Rotaru. Bun găsit, agresiunea s-ar fi petrecut pe data de 7 martie, chiar în incinta unității de învățământ, în afara orelor de program. Atunci, profesorul de sport ar fi atins-o pe elevă în zonele intime. La foarte scurt timp după aceea, victima le-a povestit părinților tot ceea ce s-a întâmplat, iar aceștia au mers mai departe în fața polițiștilor, acolo unde, bineînțeles, au depus plângere. Au avut însă nevoie oamenii legii de aproximativ 10 zile pentru a strânge suficiente probe împotriva profesorului, mai ales având în vedere faptul că nimeni nu a fost martor al agresiunii respective și mai mult decât atât, nu au existat nici imagini surprinse de camerele de supraveghere. Pe data de 18 martie, mascații au mers și l-au ridicat pe profesor și l-au dus direct la audiere. A fost audiat, bineînțeles, o vreme îndelungată, iar în final polițiștii au decis ca el să fie reținut pentru 24 de ore. A fost dus în fața instanței de judecată, în fața magistraților de la judecătoria Pitești, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, o propunere pe care, de altfel, magistrații au acceptat-o. Doamnelor, domnilor, Euronews lansează programul pentru campania electorală a alegerilor europene. Cu această ocazie, canalul de știri paneuropean va dezvălui în această seară rezultatele unui sondaj exclusiv cu Ipsos. Totodată, Euronews va sărbători deschiderea redacției sale centrale de la Bruxelles. Din capitala europeană va fi făcută publică prima proiecție a numărului de locuri pe care, atenție, fiecare familie politică le va ocupa în următorul Parlament European, conform acestui sondaj despre care vă vorbeam, exclusiv comandat de Euronews și realizat de Ipsos. În 18 țări europene a fost realizat acest studiu. Rezultatele vor oferi în mod cert o imagine unică a intențiilor alegătorilor la începutul campaniei și vor dezvălui problemele care preocupă electoratul. Și mergem chiar acum și noi la Bruxelles, în noua redacție Euronews, urmărim imagini live de acolo. Voi face un interviu cu Charles Michel, președintele Consiliului European. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, apreciem că aveți timpul. Voi începe cu ceea ce vom discuta în seara asta, alegerile. 46% din alegători spun că vor mai puțină influență din partea instituțiilor europene și cu mai multă putere la nivel local de guverne naționale. De ce credeți că este asta o lipsă de percepție? Nu mă surprinde. Știu că mulți oameni
din Uniunea Europeană, fiindcă din 2019 au spus că răspunsul pentru probleme va fi la nivel local pentru inflație, pentru epidemie. Este o greșeală să încercăm să ne opunem nivelului local și nivelul european. Dacă vrem să avem un proiect european puternic, asta va deveni pozitiv pentru toți cetățenii din Europa. Ce părere aveți despre înclinarea spre dreapta pe care o vedem la nivelul alegătorilor? Credeți că asta va impacta politica europeană la nivelul drepturilor lucrătorilor? Alegerile vor fi alegerile. Nu e prima oară când cetățenii vor alege, poate greșit. Vom vedea ce rezultat vor avea. E deocamdată clar că modul nostru democratic de a funcționa, drepturile fundamentale, demnitatea, asta este important. Simțim presiunea dinăuntru Europei, dar și dinainte. Nu trebuie să uităm că avem nevoie de un proiect european bazat pe valori fundamentale și trebuie să le livrăm cetățenilor ceea ce ei așteaptă, să le îmbunătățim viața, prosperitatea, a le oferi securitate și a proteja pacea în Europa. Despre pacea în Europa, ați spus ieri că dacă nu dăm Ucrainei suficientă susținere pentru a opri Rusia, vom avea o problemă și noi. Am auzit că ministrul spaniol de apărare spunând că oamenii nu-și dau seama de ce pericol grav îi paște acum. Ce spuneți despre asta acum? Ce dovezi aveți și ce ne spuneți? Trebuie să comunicăm adevărul oamenilor. Și avem probleme cu această decizie a Rusiei de a invada Ucraina. Nu este o problemă doar pentru Ucraina, e o problemă pentru noi toți, pentru toți cei care cred în principiile fundamentale, în fundamentele democratice și cred că asta este o mare amenințare. Și cred că facem ceea ce trebuie și am decis imediat să susținem Ucraina și să punem presiune pe Rusia. Nu facem însă destul, trebuie să facem mai multe, trebuie să facem mai rapid și să putem lua decizii în câteva zile. Din nou, acum la Bruxelles vom avea o întâlnire a Consiliului și iar vom încerca să mai luăm niște pași concreți, să facem niște pași concreți de a le da ajutor militar, financiar și a pune mai multă presiune pe Rusia. Asta este necesar dacă credem în pace și în securitate și prosperitate. Acestea sunt promisiunile proiectului european. Mergeți însă mult mai departe. Spuneți, vorbiți despre o economie de război, o centralizare a sectoarelor economiei din Europa întreagă. Este o schimbare fundamentală în societățile europene. Dar este într-adevăr adevărat că vreau să fac mai mult. Dacă privim decada trecută, proiectul a fost bazat pe faptul că avem valori comune și trebuie să colaborăm pentru mai multă prosperitate și a fost un proiect de succes. Am livrat multe în acest domeniu, dacă ne comparăm cu restul lumii. Însă, de fapt, am decis și poate a fost ceva facil de decis să nu ne asumăm propriile responsabilități în ceea ce privește securitatea apărării și securitatea și apărarea. Dividendele păcii ne-au făcut să gândim așa și probabil că în felul ăsta facem o greșeală față de alegători. În fața agresiunii rusești, trebuie toți să ne dăm seama că trebuie să ne adaptăm modelul economic, trebuie să ne asigurăm că putem colabora mult mai bine la nivel european pentru a întări capacitățile europene, pentru a ne proteja stabilitatea și securitatea pe viitor. De ce spuneți că avem o economie de război acum? Pentru că este războiul din Ucraina s-a blocat, că nu există câștiguri semnificative în următorii ani? Nu. Dacă ne uităm la situația de acum 2 ani,
Când a început războiul, mulți dintre noi nu credeam că Ucraina va fi în poziția să reziste. Nu ne-am gândit că va reuși să fie unită. Însă Putin a fost luat prin surprindere, chiar și de noi luat prin surprindere. Însă am o privire echilibrată asupra situației astăzi. Pe de o parte, cred că este foarte bine că Ucraina a reușit să reziste și să împingă înapoi pe invadator, însă nu este suficient să reușească. Trebuie să aibă mai mult control asupra Mării Negre. Nu avem o soluție pentru asta, dar din punct de vedere strategic este important. Iar pe partea cealaltă, nu e un secret că Rusia are o poziție puternică din mai multe perspective, din perspectiva muniției. Este de aceea un sens de urgență să livrăm mai mult ajutor acum, nu peste 2 ani. De asta avem nevoie de măsuri concrete. Laud deciziile luate de autoritățile cehești să propună multor alte țări să cumpere, să achiziționeze împreună echipament care să poată să ajungă astfel la ucrainieni. O altă problemă este situația din Orientul Mijlociu. Ca în Consiliul European, doamnelor, domnilor, l-am văzut pe Charles Michel, președintele Consiliului European, în direct din noul sediu Euronews Bruxelles. Spunea că este o amenințare pentru noi toți ceea ce se întâmplă în Ucraina și că uniți trebuie să fim alături de Ucraina și în același timp să punem presiune pe Rusia, trimițând în Ucraina ajutor militar, amizat pe acest fapt, fapt pe care de altfel îl vor discuta liderii europeni la finalul săptămânii la Bruxelles. Trebuie să investim în industria de apărare pentru a ne proteja securitatea, a mai spus Charles Michel. Revenind la studiul despre care vă vorbeam, comandat de Euronews, vă reamintesc faptul că în momentul de față există temeri că extrema dreaptă, care a câștigat teren în Europa, se va regăsi într-o pondere mai mare în viitorul legislativ. Asta spun mai mulți analiști. Cele trei mari familii politice din actualul Parlament European sunt Popularii Europeni, Socialiștii Democrați și Renew, urmate de Grupul Verzilor, Conservatorii Reformiști și Identitate și Democrație. Cum va arăta Parlamentul European potrivit ultimelor proiecții, vom afla în această seară la ora 19, atunci când vom publica datele celui mai recent studiu comandat de Euronews. Procurorul care s-a ocupat de cazul Caracal și care nu i-a lăsat pe polițiști să intre în casa lui Gheorghe Dincă, în timp ce Alexandra Măceșanu se afla înăuntru, a fost sancționat disciplinar la aproape 5 ani de la tragedie. În Alta Curte de Casație și Justiție a decis ca magistratului să fie tăiat salariul brut cu 25% timp de un an. Procurorul nu i-a lăsat pe polițiști să încalce mandatul de percheziție și să intre în casa lui Dincă înainte de ora 6 dimineața. Asta deși victima reușise să sune la 112 și să ceară ajutor. Lipsa de coordonare a forțelor de ordine ar fi întârziat cu 14 ore salvarea tinerei, care ar fi putut scăpa cu viață dacă se intervenea la timp, susțin procurorii. În iulie 2019, Alexandra Măceșanu a fost răpită, violată și ucisă de Gheorghe Dincă în locuința lui din Caracal. La fel s-a întâmplat și cu Luiza Melencu, o tânără de 18 ani, care a dispărut tot în 2019. În mai anul trecut, Gheorghe Dincă a fost condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare pentru uciderea fetelor. Poate că nu vă vine să credeți, dar Bucureștiul este unul dintre orașele europene cu cele mai scăzute prețuri ale locuințelor. Cum stăm în comparație cu alte capitale? La capitolul costuri imobiliare versus câștiguri vă spun în câteva minute după o scurtă pauză. Am revenit în direct, vă reamintesc titlurile acestei ore. Gabriela Firea și Sebastian Burduja îl vor sprijini pe Cătălin Cârstoi în cursa pentru primăria capitalei. Cătălin Chierecheș, extradat din Germania, este în acest moment în drum spre România, iar liderii europeni vor discuta la finalul acestei săptămâni despre strategia industriei de apărare a Europei.
Operațiune spectaculoasă a avut loc pe DN1 în apropierea localității Câmpina. Un pod feroviar vechi de aproape 50 de ani, care nu mai prezenta siguranță, a fost demolat. În orice moment exista riscul ca din el să se desprindă bucăți de metal sau de beton și să cadă pe drumul național. Circulația rutieră pe DN1 a fost restricționată, iar mașinile sunt direcționate pe rute alternative până mâine noapte. Etapă și cea mai importantă din demolarea podului feroviar care trece pe deasupra drumului național 1 s-a desfășurat luni noaptea. Atunci a fost pusă la pământ traversa principală. 2 ore a durat operațiunea. Actually, it's a very interesting project for us, this one, because we had to do it in a very short time. And we have to take care of all the road and the safety. And we had the challenge of the height of the bridge. A job like that is always risky, but we had to take everything on consideration. When we have any project like this, we plan it very well to make sure everybody is safe. And the technology we use, the diamond wire, is a very safe method. Înaintea demolării propriu-zise, în zona șantierului au fost descărcate camioane întregi de nisip și pietriș, care au fost împrăștiate pe carosabil pentru a forma un covor protector. Muncitorii au vrut să se asigure astfel că asfaltul de pe DN1 nu va fi distrus în momentul în care grinzile din beton vor fi dărâmate. Am pus balast 2 metri înălțime să cadă podul, să nu ajungă la asfalt, să-l stricăm. Operațiunea a continuat cu demolarea celorlalte secțiuni și grinzi ale podului. Și partea aceasta a fost destul de complicată pentru că a fost destul de multă armătură și avea ceva cabluri pretensionate în interiorul betonului. It is very old actually for the railway and it was very old but very hard concrete, a lot of steel. It was quite impressive. Yeah, it was quite impressive. Timp de 48 de ore cât durează toată operațiunea, circulația mașinilor prin Câmpina și Breaza este restricționată și deviată pe alte rute. Demolarea pasajului de cale ferată era absolut necesară, spun autoritățile. Podul a fost construit în 1974 și de atunci nu s-a mai investit nimic în reabilitarea lui. Ajunsese să aibă probleme grave de structură, cel mai afectat fiind chiar un picior de sprijin care se afla pe DN1. De câțiva ani, trenurile nici nu mai circulau pe el. Având în vedere că această rută feroviară nu mai este folosită, în locul podului demolat nu se va construi altul nou. Deși prețurile apartamentelor au crescut în ultimul an în țara noastră, Bucureștiul rămâne unul dintre orașele europene cu cele mai scăzute prețuri ale locuințelor. Pentru un apartament în capitala României, cumpărătorii au nevoie în medie de 96 de salarii medii. În alte capitale din estul Europei, cum ar fi Praga sau Varșovia, sunt necesare aproximativ 160 de salarii medii. Prețurile proprietăților rezidențiale din România au înregistrat creșteri importante în ultimul an. În orașe precum Cluj-Napoca, Brașov, Oradea, Iași sau Craiova, creșterile au depășit pragul de 10% în majoritatea cazurilor. Chiar și așa, pe fondul dobânzilor bancare, care au început să scadă ușor, românii au devenit din ce în ce mai interesați de achiziționarea unei locuințe. Potențialii investitori se raportează nu doar la preț, ci și la calitatea materialelor, dar și la facilități. Sunt dispuși să dea un preț mai mare, undeva și la 2500 de euro per metru pătrat util. Pentru că se gândesc că randamentul investițional va fi mult mai mare la finalizarea proiectului. Clienții care ar cumpăra pentru ei apartamentul vin cu o sumă fixă, raportat undeva la TVA-ul de 9%, 120.000 de euro. Capitala se situează abia pe locul al treilea din punctul de vedere al celor mai mari prețuri după Cluj-Napoca și Brașov. Bucureștiul rămâne totuși unul dintre orașele europene cu cele mai scăzute prețuri ale locuințelor. La polul opus se situează Londra, München, Paris sau Zürich. Chiar dacă apartamentele din capitalele europene sunt mai scumpe decât la noi, românii stabiliți acolo sunt dispuși să plătească mai mulți bani în condițiile în care investiția le aduce mai multe avantaje. În principiu, acum caut să cumpăr cu un prieten. La ce noi te-am de obicei între 300 și 500 de mii de lire. Problema dacă investesc în România este că nu sunt acolo, așa că nu pot să fiu aproape de locuință și nu
toată valoarea pe care primi eu înapoi este din chirie. Prețurile ridicate din cele mai multe capitale europene îi dezavantajează însă pe tineri care preferă să plătească chirie. Așa se întâmplă și în Amsterdam, unde metrul pătrat costă aproape 7.000 de euro, o creștere cu 10% față de anul trecut. So many people don't even try to buy because they know they can't. But as when you get a fixed contract, they will definitely investigate if it's possible for them to buy. But prices have been going up so high that many people in ordinary professions cannot afford to live in Amsterdam buying their own home. Consultanții imobiliari sunt de părere că în România tot mai mulți oameni vor cumpăra apartamente în următorii ani pe fondul creșterii salariilor și a stabilizării dobânzilor bancare. Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează o evoluție a salariului mediu net din București până la un nivel de aproximativ 1600 de euro în 2027. Primăvara calendaristică este în contrast cu realitatea de afară. Cireșii și magnoliile sunt înflorite, dar puțin se încumete să le admire din cauza frigului și ploilor. Temperaturile sunt mai degrabă de luna ianuarie, iar meteorologii anunță că vor scădea și mai mult în zilele viitoare, când vom avea chiar lapoviță și nisori. Mâine are loc și echinocțiul de primăvară, momentul care marchează începutul primăverii astronomice. În București, imaginea de la jumătatea lunii martie este întunecată. Oamenii merg pe stradă înfofoliți și de multe ori cu umbrela deschisă din cauza precipitațiilor. Indiciul care confirmă că este primăvară sunt pomii înfloriți, care încântă pe bucureșteni chiar și când afară temperaturile sunt de iarnă. Chiar dacă este urât afară și e norat, ploaie și frig, pe mine chiar mă motivează culoarea copacilor și florile, pentru că, nu știu, mi-aduce bucurie în suflet. Pentru că iarna, de obicei, când ieși afară și e frig, mi se pare că sunt așa moleșită și parcă n-am chef să ies. Dar când știu că e cât de cât o culoare, o pată de culoare și mai ales mirosul florilor, chiar mă motivează să ies și să zic ok, o să fie bine, se apropie căldura și o să ne distrăm, o să ne simțim bine. Nu știu ce s-a întâmplat, mi s-a făcut groasă când am ieșit, m-am pregătit să fie cald, am zis că îmi dau și-o geacă. Erau 4 grade când am văzut, m-a lovit întoarcerea spre casă. Cel puțin din punct de vedere calendaristic este primăvară în toată regula, însă temperaturile scăzute și burnița de afară dau senzația că iarna nu a dispărut, iar asta o confirmă chiar meteorologii care au anunțat temperaturi scăzute inclusiv în luna aprilie. Eu mă aflu în acest moment pe strada Mahatma Gandhi numărul 8, unde este una dintre cele mai frumoase magnolii. În mod normal, dacă afară ar fi soare, oamenii ar sta la rând doar să-și facă poze. Vântul face ca frigul să fie și mai greu de suportat. A fost emisă și o informare meteorologică de ploi, lapoviță și nisori, care va fi valabilă 2 zile. Până joi seara, ne așteptăm ca în toată jumătatea de est a țării să avem parte de temporar din când în când de precipitații, adevărat slabe cantitativ, dar nu neapărat formă de ploaie, pentru că vorbim de o masă rece care persistă peste aceste zone, o masă de aer polar provenită dinspre zona polilor. Prin urmare, în Moldova, mai ales în nordul și centrul regiunii, vor fi mai ales ninsori, de asemenea prin sudul, estul Transilvaniei, dar trecător și în Muntenia și Dobrogea vor fi precipitații mixte, adică pe lângă ploi să apară trecători și lapoviță și ninsoare, în timp ce în Carpații meridional și de curbură chiar să ningă local moderat cantitativ, adică 10-15 litri pe metru pătrat, și să se depună prin urmare un nou strat proaspăt de zăpadă. În acest an, primăvara astronomică începe miercuri la ora 5 dimineața. Noi știm că cerul, adică pe cer avem un ecuator, așa cum Pământul are ecuator și cerul are ecuator. În același timp, Pământul se rotește în jurul soarelui înclinat și traiectoria soarelui, drumul soarelui pe cer este și el înclinat. Și echinocțiul de primăvară este când soarele ajunge acolo unde este ecuatorul ceresc. Asta este tot, dar nu o să terminăm aici, pentru că se spune că în perioada asta, când este echinocțiu, ziua este egală cu noaptea. Echinocțiul de primăvară are loc în fiecare an pe 20 martie, însă niciodată la aceeași oră. Angajații din sănătate reiau protestele. Sindicaliștii Federației Solidaritatea Sanitară au anunțat o grevă de avertisment în 3 aprilie, asta deși sindicaliștii Sanitas au renunțat la proteste la finalul lui ianuarie, după ce guvernul a dat o ordonanță pentru creșteri salariale eșalonate. Sindicaliștii de la Solidaritatea Sanitară nu sunt însă mulțumiți și spun că, în realitate, creșterea venitului net al angajaților este mult mai mică decât cea rezultată din ordonanță.
Tudorel Toader a pierdut alegerile pentru postul de rector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Am sentimentul unei monstruoase coaliții, a scris pe Facebook fostul ministru al Justiției, care a fost la șefia universității în ultimii 8 ani. Tudorel Toader acuză o campanie plină de neadevăruri și amenințări, la finalul căreia noul rector ales a fost profesorul de economie Liviu Maha. Mizerie de nedescris descoperită de inspectorii pentru protecția consumatorului la cantina Liceului Tehnologic de Silvicultură și Agricultură din Timișoara. Mâncarea dată elevilor era preparată cu alimente expirate, în oale necurățate și printre excremente de șoareci. Cantina a fost închisă temporar și s-a aplicat o amendă de 15.000 de lei. O nouă specialitate românească vrea protecție europeană. Asociația producătorilor tradiționali Meșteșugari și Artizanii Vâlcea a demarat procedurile pentru înscrierea cârnaților din topor în registrul Uniunii Europene. Cârnații sunt preparați după o rețetă veche de 100 de ani. Un prim pas important este alegerea cărnii, iar mai apoi tocarea acesteia în bucăți mari cu toporul, barda sau satârul. Pentru cârnații se folosește doar sare din salina Ocnele Mari și se afumă doar cu lemn de fag. Un alt produs oltenesc, carnea afumată la garniță din Vâlcea, se pregătește să depună actele pentru înregistrarea europeană. Dacă vrem să facem pace, trebuie să ne pregătim pentru război, a transmis președintele Consiliului European Charles Michel. Liderii europeni se vor reuni joi și vineri în cadrul Consiliului. Principala miză a summitului european vizează sprijinul pentru Ucraina și strategia industriei de apărare a Europei. Extinderea Uniunii figurează și ea pe agendă. Comisia Europeană va recomanda deschiderea negocierilor de aderare cu Bosnia-Herțegovina. Șefii de stat și de guvern din statele Uniunii Europene vor discuta despre continuarea sprijinului pentru Ucraina în fața agresiunii Rusiei, dar și despre noua strategie privind industria de apărare prezentată recent de Comisia Europeană. Președintele Consiliului European, Charles Michel, a avertizat că Europa trebuie să-și dezvolte capacitățile de apărare și să nu se mai bazeze pe Statele Unite, cu atât mai mult cu cât politica Washingtonului este influențată de alegerile prezidențiale din toamnă. O Europa care investește în tehnologiile militare și industria de apărare este un câștig și pentru NATO, a insistat Charles Michel. Rusia este o amenințare militară serioasă pentru continentul european. Dacă Uniunea Europeană nu reacționează pe măsură și nu oferă Ucrainei suficient sprijin pentru a opri Rusia, urmăm noi. Dacă vrem pace, trebuie să ne pregătim pentru război. În ajunul summitului european, Charles Michel a avut o convorbire telefonică cu Volodymyr Zelensky. Cei doi au discutat despre începerea efectivă a negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, dar și despre noi ajutoare. Zelensky a mulțumit Europei pentru decizia de a crea un fond special de 5 miliarde de euro în cadrul Facilității Europene pentru Pace. 5 miliarde de euro, які підуть на підтримку наших оборонних дій цього року. Очікуємо також, що цей фонд стане складовою загальної безпекової угоди між Україною та Євросоюзом. Reuniunea Consiliului European are loc și în contextul recentelor ieșiri ale președintelui francez Emmanuel Macron. Liderul de la Paris a spus că nu poate fi exclusă trimiterea de trupe occidentale în Ucraina. Macron a explicat că situația de pe front este dificilă, iar Rusia nu trebuie să câștige războiul. Cancelarul Germaniei Olaf Scholz a infirmat însă un astfel de scenariu. Pe agenda Consiliului European figurează și războiul dintre Israel și Hamas, problemele agricole și migrația. Organizația Meteorologică Mondială lansează o așa numită alertă roșie cu privire la încălzirea globală. Specialiștii Organismului Națiunilor Unite avertizează că eforturile de a inversa tendința de încălzire globală au fost nepotrivite. Ei amintesc de creșteri record ale gazelor cu efect de seră, ale temperaturilor solului și apei și topirea ghețarilor și a gheții marine. În ultimul său raport, Starea Climei Globale, Organizația Meteorologică Mondială se arată îngrijorată că lumea nu poate atinge obiectivul mult lăudat, și anume limitarea încălzirii la cel mult 1,5 grade Celsius față de nivelurile preindustriale. Perioada din martie 2023 până în februarie 2024 a depășit limita, anunță Serviciul Copernicus pentru Climă al Uniunii Europene. Canada saw the highest burned area on record. By a wide margin, over 14 million hectares burned, which is way higher than anything they've previously seen, because there were the wildfires in Hawaii, which destroyed
unfortunately, town of Lahaine, and around 100 casual deaths associated with it. We had the largest wildfire ever recorded in the European Union in Greece. Nu doar uscatul suferă mult din cauza încălzirii globale. Potrivit Organizației Meteo Mondiale, 90% din suprafața oceanelor a avut parte de condiții de caniculă. We've seen large areas of the rest of the global ocean that have seen, you know, record temperatures, marine heat waves, so particularly in the Atlantic. So I think that aspect is probably one of the more concerning ones, along with melting of Antarctic sea ice, which we've only really seen in the last few years as being a big decline. Potrivit specialiștilor, condițiile meteo și climatice extreme agravează insecuritatea alimentară, chiar dacă nu sunt întotdeauna cauza principală. Raportul spune că numărul persoanelor care se confruntă cu insecuritatea alimentară extremă a ajuns la 333 de milioane anul trecut. În plus, atrag atenția experții ONU, vremea extremă a jucat în mod clar un rol în strămutarea populațiilor vulnerabile. Valurile de căldură, inundațiile, secetele și incendiile de vegetație au dat peste cap viața de zi cu zi pentru milioane de oameni. 99 dintre cele 100 cele mai poluate orașe ale lumii se află în Asia, potrivit raportului prezentat de Organizația Mondială a Sănătății. Poluarea ucide anual în jur de 7 miliarde de oameni la nivel global. Majoritatea celor mai poluate orașe din lume se află în India, unde calitatea aerului este de 10 ori mai proastă raportat la standardele admise de OMS. Pe lângă India, în topul poluării se află Bangladesh și Pakistan. Doar 7 state îndeplinesc standardele Organizației Mondiale a Sănătății în ceea ce privește emisiile provenite de la mașini, camioane și din procesul industrial. Este vorba despre Australia, Estonia, Finlanda și Islanda. Elon Musk recunoaște că ia ketamină. Miliardarul a făcut acest comentariu într-un interviu cu jurnalistul Don Lemon. Apoi a anulat contractul între platforma X și jurnalistul, vizibil deranjat de întrebările acestuia. Elon Musk a recunoscut că ia medicamentul în cantitate mică și destul de rar sub supraveghere medicală pentru a-și trata depresia. There are times when I have sort of I don't know, like a negative chemical state in my brain, like depression, I guess, you know, is or like depression that's not linked to any negative news, and then ketamine is helpful for getting one outside, out of a negative frame of mind. Do you feel like you ever abuse it? I don't think so. If you use too much ketamine, you can't really get work done. So I have a lot of work. So how often do you take it? Well, it'd be like a small amount once every other week. Proprietarul Tesla ar fi fost deranjat pentru că jurnalistul Don Lemon a insistat cu întrebări despre consumul de alcool și ketamină. Do a lot of it at night, like late at night. So when you're doing this, are you sober when you do it? Almost always. Are you under the influence of anything? No, I don't drink. I don't really. No. So you got no drink, no smoke, no nothing. I mean, you smoke pot with Rogan. I had one puff. Yeah. I think anyone who smokes pot can tell I don't know how to smoke pot. But you've admitted that you have a ketamine prescription. Yeah, yeah, yeah. What's that for? Well, I mean, it's pretty private to ask somebody about a medical prescription, you know. În urma interviului, care a durat 90 de minute, Elon Musk a încheiat înțelegerea potrivit cărea rețeaua de socializare X urma să-l plătească pe Lemon pentru a posta noul său podcast pe platformă. Jurnalistul a pierdut astfel un contract important. Nu este singurul scandal în care a fost implicat Lemon. El a fost concediat de rețeaua de televiziune CNN în aprilie anul trecut. Prezentator la matinal, acesta a fost acuzat de misoginism și comportament inadecvat, după ce a spus că republicana Nikki Haley, în vârstă de 51 de ani, nu este în floarea vârstei. Why would I be down? I'm a very fortunate person. I didn't lose my job. I'm good. Imaginea lui Don Lemon a avut de suferit și după ce a declarat că echipa masculină de fotbal ar trebui să fie plătită mai mult decât cea feminină, pentru că bărbații sunt mai interesant de urmărit.
Iubitul Arinei Sabalenka, Constantin Kultsov, a murit la vârsta de 42 de ani într-un hotel din Miami. Poliția a anunțat că sinuciderea ar fi cel mai probabil cauza morții. Fostul hocheist important a participat cu naționala Belarusului la două ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă, în 2002 și 2010. A jucat mai multe sezoane în Liga Profesionistă Nord-Americană, iar în prezent era antrenorul secund al unei echipe din Rusia. Atât clubul, cât și Federația de Hockey din Belarus au confirmat decesul lui Kultsov, care se afla la Miami alături de iubita lui, cu care avea o relație din 2021. Arina Sabalenka urma să joace în turul 2 al turneului cu învingătoarea partidei dintre Simona Halep și Paula Badosa, programată diseară. În 2019, Sabalenka și-a pierdut și tatăl la rândul lui fost hocheist. Acesta a murit în urma unui infarct. Simona Halep revine în această seară pe terenul de tenis într-un meci cu Paula Badosa din Spania. Partida de la Miami va începe numai devreme de ora 22 ora României, iar Simona Halep a pregătit meciul alături de fostul ei antrenor, australianul Darren Cahill. Va fi prima apariție a sportivei în circuitul WTA după aproape 19 luni de pauză. Fostul lider mondial nu a mai jucat un meci oficial din 29 august 2022, atunci când pierdea în primul tur la US Open. Ulterior, Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj, interdicția de a juca i-a fost ridicată în urmă cu două săptămâni. Tot astăzi mai joacă alte două sportive din România, Ana Bogdan și Jacqueline Cristian. Cum va arăta noul Parlament European potrivit unui studiu comandat de Euronews la nivel european? Este un studiu unic așadar. Vedem în câteva clipe la ora 19, atunci când Euronews va furniza datele acestui studiu. Rămâneți alături de noi! Sunt